Mi-am luat tractor! Mă spune-mi, dragul meu, ai dormit mai liniștit azi noapte? Tot așa am dormit. N-ai dormit mai liniștit știind că ți-ai reușit să ați luat tractor? Câte timpul dorm liniștit? Păi, mie n-a meritat să... Mai rău mă deranjează cocoșul celălalt de ani de zile decât faptul că n-am avut tractor. Întâta dimineața, vara, mă trezește, na. Deci tractorul ăsta, sigur că mi l-am dorit și mă bucur că l-am luat, dar nu... Dragilor, în video de astăzi vă arătăm ce tractor ne-a luat, pentru că am reușit până la urmă, ne-a ajutat Dumnezeu. La celălalt tractor așa i-ați zis tractorul din Ochinter, la ăsta cum o să-i ziceți? Tractorul din Bolovan. Tractorul din Jurassic Park. Ok. Sunteți gata? Înainte, marș! Apoi eu cred că nici nu-l mai pornesc, că ea deja s-a murdărit pe roți. Apoi, după ce m-am chinuit să-l spăl? Cum pot mere eu așa în sat cu roțile murdare? Ce, mere azi? Oameni buni, e vreo 5 ani, mă te gândesc cum mi-o lua eu un tractor bunicel să pot lucra să mă descurc cu el în gospodărie. Și în video de astăzi vă arătăm ce tractor ne-am luat, pentru că am căutat foarte mult, ne-am gândit foarte mult, ne-am sfătuit cu prietenii și se pare că cele mai bune și cele mai accesibile sunt tractoarele românești. Acum, sigur că nu vorbesc de alea scumpe de 10.000 de euro cum au aia care au mers la protest. Da, așa e pe-n curce cu caragi un ptit de fân, un ptit de mălai, un ptit de una alta de o greblă după el. Sperăm să avem în curând, că n-avem. Și eu cred că un 445, UTB-ul ăsta de 45 de cai, e suficient pentru noi. Pentru că noi lucrăm doar vreo 2-3 hectare de teren și într-un an de zile, cât avem noi nevoie, ne descurcăm. Andreea, când l-am adus acasă, s-a gândit, vai de mine, dar ce tractor mare ți-ai luat? Are numai 45 de căluți, dar m-am interesat și am căutat foarte mult să fie cu două manete, adică să aibă reductor, ca să pot să mă duc ea pe costa aia de acolo și cu viteză mică și cu viteză mare. La mașini este povestea asta când vin eu un Samsar, o mașină bună, zice, o condus o bătrânică din Austria și nici n-o putut mai are nu știu unde, că merea pe jos la cumpărături și așa mai departe. Ceva de genul a fost povestea și cu tractorul, numai că a fost verificată. Am un prieten din statul vecin, domnul Vasile, pe care l-am și filmat, dacă ați văzut cum se sacrifică un miel, am filmat cu el mai de mult, acum vreo 3 ani de zile, și
din satul dânsului era un tractor de vânzare, i-am trimis tractorul și zic: Nea Vasile, uite-te, te rog, nu cunoști pe omul ăsta, ca să-mi fac o idee de încredere despre ce e vorba și așa mai departe. M-a sunat înapoi și mi-a zis: bă, Daniel, fii atent, dacă ai tractorul de care cred eu, ăla e un tractor extraordinar. Zice, tractorul a fost al un doctor de nu știu unde, care a murit acum vreo 10 ani, că, na, și, și nevastă s-au vândut tractorul. Dar, zice, nici doctorul când trăia nu avea numai niște albine și câteva găini și câteva ce avea el pe lângă casă. N-avea animale să lucre la arat, la frezat, la lucrări din astea. N-au zice, du-te tu acolo și întreabă pe om cum îl cheamă și de unde l-o luat și așa mai departe. Și apoi, pe când mă duc, l-am tot întrebat pe om: domne, cum e tractorul, cum e așa și așa. Omul era în vârstă și el 82 de ani. Băi, zice, eu de 3 ani de când l-am luat, dacă am făcut 10 ore de condus cu el. Era parcat acolo într-un adăpost. N-au zic, bine, hai să vedem. Cauciucurile în stare bună, pe mine m-au atras, repet, cel mai mult două manete. Dar, din păcate, n-are servo tractorul ăsta, dar pe UTB-urile astea se poate pune servo foarte ușor, sigur, costă suplimentar. Dar chiar și fără servo, lucrează foarte bine, virează foarte ușor. Acum, la noi au fost puțini bani și m-am tot socotit cu omul, m-am tot târguit, n-o vrut să lase, abia au lăsat 100 de euro din prețul care l-a cerut, pentru că omul știa că el însuși cumpărase un tractor hodinit și l-a mai ținut la hodină de când l-a luat. Eu știind deja povestea ce mi-a zis-o domnul Vasile, m-am tot socotit, am văzut că nu se poate trage în jos prețul, nu vrea omul să negocieze, am lăsat așa. Dar eu consider că am luat un tractor foarte bun, deși omul fiind în vârstă, mi-a zis că acum recent, umblând prin livadă pe unde a umblat el, s-a atins de un pom și un pic eu îndoi capota în față. Însă, cam ăsta cred că ar putea fi singurul defect la tractorul ăsta de prin anii 88, 90, 90 și ceva, nici nu știm din ce an, pentru încă n-au găsit cartea mașinii. Da, o să o găsească, că de fapt... Na, și de la doctor. Aseară, de când a vorbit, aseară, de când mi-a vândut mie tractorul, chiar m-a sunat de dimineață domnul că l-a sunat doctorița de la care l-a cumpărat el și a găsit cartea mașinii, așa că astăzi o să merem după ea. Dar noi am fost foarte nerăbdători să filmăm tractorul și să vă arătăm ce ne-am luat. În ciuda faptului dezastrului ce l-am avut cu canalul Orășan la țară, la 31.000 de urmăritori, mi-a fost furat și încă nu l-am putut recupera. Ne acoperim rănile cu câte un bandaj din ăsta portocaliu și merem înainte, pentru că noi trăim la țară în primul rând pentru fericirea noastră. Avem mare nevoie de acest tractor ca să putem să lucrăm mai ușor. Cei care ne urmăriți știți deja prin câte chinuri și necazuri trecem noi ca să ne descurcăm cu câteva căpriți, o bivoliță și așa mai departe. Și grădini mari, că grădina era problema. Mult. Acum despre grădină, tractorul ăsta are niciun utilaj. O să vedem dacă găsim un prieten în zonă să ne împrumute un plug odată pe an, să arăm noi 20-30 de ari în total cât avem aici. Că așa încetul cu tractorul ăsta se poate ara și aici vreo 10 ari și dincolo la căsuța din Cătun în Cumtic. Și cred că e un tractor foarte bun. Unii prieteni îmi tot ziceau, bă, ia-ți un tractor cu cuplă pe față. În primul rând e mult mai scump și nu, chiar dacă avem noi niște coste, domnul Vasile a venit odată și mi-a adus fân aici. Și am văzut cum 445, cum a coborât încetuc și a urcat încetuc și nu a avut nicio problemă. Așa că sunt sigur că, da, trebuie să mă mai învăț cu el și să umblu cu grijă și chiar domnul Vasile mi-a zis că să nu umblu cu el deloc până nu-mi pun o bară de protecție aici în spate. Eu o să încerc să caut, că oricum n-am ce căra multe cu el, poate o să car un pic de gunoi pe aici până curte. Dar o să încerc să-mi caut o cabină, pentru că umblând de aici la căsuța din Cătun, îi un pic de distanță și dacă mă prind o ploaie, nu vreau să fiu zgribulit pe tot drumul. Deci o cabină îmi trebuie, lucrând în două gospodării. Dar vedem. Poate și o bară de asta, dacă găsim sau facem la repezală până ne găsim o cabină. Oricum, orice lucrare la tractorul ăsta, cu siguranță o să o filmăm și o să vă arătăm așa în detaliu, pentru că... Noi, în primul rând, ne bucurăm de el, atâta că de e bătrân. Nu ne trebuie, nici nu-mi trebuie tractor de 20.000 de euro cu aer condiționat și cu nu știu ce. Ce să fac cu el? Să mă uit la el? Bun e ăsta! Oi, Doamne! Așa că... Da, am umblat, m-am tot sfătuit cu diversi oameni și de aici din stat, oameni de treabă care mi-au putut da un sfat.
Și din păcate în România, așa a zis el, că el aduce tractoare de afară și a zis, băi, zice, tractoarele din România sunt cam obosite. Și dacă e adevărat, eu cred că sunt cam obosite, că la noi românul când are un tractoraș și are câteva hectare de pământ, trebuie să-și lucre lucru și dacă are nevoie mai trage un pic pe el și așa. Dar dacă e adevărat ce a zis vânzătorul de la care am cumpărat acest tractor, înseamnă că am cumpărat un tractor hodinit, chiar dacă e vechi, eu văd în foarte bună regulă. Am mai văzut tractoare și la unul dintre ele nu intra reductorul, că numai cu două manete mi-am căutat și nu intra reductorul. Nu cobora și urca tiranții, de fapt urca tiranții, dar nu coborau. Ce mai avea? Destul de multe probleme. Dar tractorul ăsta e foarte bine pus la punct și îngrijit. Fii atent, Victor. Ai văzut? Ăla e cel mai important. Ai văzut ce e acolo? Nu, bine, nu te stresați vecinii. Poți să întreb la magazin. Băi, a venit Tita! Ajunge. Atât ai tăi. Are și ambreiaj pe priza de putere în spate. Ați pornit câini în sat. Nu știu, sunt curios dacă funcționează priza asta de remorcă. Dacă e și priza de remorcă mere, pentru că becuri, faruri, semnalizări, proiectorul ăsta când ai de lucru ceva în spate sau când ai cu spatele noaptea, tot mere bine. Mai trebuie uns, mai trebuie actualizat un pic. Spuneți-ne voi ce ne lipsește de aici din spate. Ce ar mai trebui? Bine, să nu ne băgăm la cosutoare, greblă, remorcă, mic de gunoi și alte cele, dar eu pare destul de bine echipat. Piese, în spate. Nu? Da. La motor am văzut un pic, foarte puțină transpirație de motorină, cred că pe pompa de motorină. Eu nu știu dacă toate tractoarele au așa ceva, dar ăsta are și o protecție. Dacă nu știi să-l pornești, nu-l poți porni, că nu pornești, e numai într-o anumită poziție. Nu o să zic asta cu voce tare, să vie Victor să umble. Așa că acum o să vă arăt ce frumos pornește dumnealui la prima cheie. Ia uite. Ce fain e să văd ochișorii. Fii atent, Victor. Hai. Trebuie să găsim modalități. Ia unde la hârlețul și Sofianul l-a găsit. Trebuie să găsim modalități să ne facem munca interesantă. Știi cum se numește praful ăsta? Cum? Pilitură de fier. O să-ți arăt un experiment care l-am văzut eu când eram copil. Și acum o să-ți-l arăt ție. Închide ochii. Nu-i deschizi când îți zic eu deschizi, da? Să fii atent. Uită-te la el. Vezi pagina? Da. Uite la el. Fă-ți treaba. Uite-l spre ea. Zici că-i blana lui Mau. Asta e una cu blana. Ok. Să ridici. What? Oh! Și-a rămas praful. Tare? Da. Primul lucru pe care m-am socotit să mi-l fac este
sulița asta de încărcat baloți, de cărat baloți și de așezat baloți unul peste altul. Asta e sulița, așa arată și avem o problemă pentru că sulița e făcută dintr-o țeavă de 5x5 cu 2 sau 3 mm în carne. Eu am crezut că are 3, dar se pare că are numai 2. Ai grijă că asta trebuie să șadă acolo. Poți să iei tu pe umăr? E grea, Victor. N-are rost că te îndoaie de spate. Am cumpărat bucșa aia care e la țăpușă. Am cumpărat-o și am bătut-o în țeava asta. Da, țăpușa asta roșie, tu ai făcut-o? Nu, țăpușa am cumpărat-o, Victor. Că e făcută dintr-un fier special care să reziste bine la îndoituri, știi? Mai ai 6 discuri. 6 mai e. Fără unul, că ți-l iau eu. De ce să mi le... Ce să faci tu cu discul? Măi, oameni buni, de vreo 10 ani, de când îți la țară, te visez să-mi cumpăr un tractor. Și s-a făcut 2024 și am reușit să ne luăm un tractoraș. Un tractor. Adevărat, putem zice. E o zi, stau și tot, sudez, decupez și am făcut aici o piesă pentru că am foarte mare nevoie de ea. Haideți să mergem cu ea la tractor și o să vă explic la ce-i bună. Dar pe cine vrei să înjunghi cu minunea asta? Nu ajung eu pe nimeni, dar vreau să mă descurc mai bine în lume. Mm-hmm. Mi-am făcut, uite, o țăpușă de căra și de rica baloțe. Pentru că eu m-am săturat. Mă dor încheieturile, mă dor coatele, mă dor umerii, mă dor tăche cionchele. De cât am împins și am ridicat și am mutat baloți din ăștia mari, rotunzi. Mi-am făcut un dispozitiv în prima fază, așa cum am știut eu, pe simplu. Adică numai țeava asta prinsă aici și prinsă acolo. Și pe când am probat primul balot, a început, s-a făcut așa țeava. S-a lăsat în jos. Uh-huh. Și atunci am mai făcut întăriturile astea și am pus și niște cornieri pe lateral ca să evităm îndoirea profilului, uite așa, că acum structura asta ar trebui să țină foarte bine. Mhm. Că... Țăpușa asta de unde ți-ai luat-o? Țăpușa asta cumpără de la magazinul unde cumperi piese pentru tractor. Da, țiți! 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 Hai de acolo, marea ta de mâț! Dă-i acolo! Cază-i acolo! Tu de acolo, că-i cu tractorul! Vai, vai! Te-a călcat! No. E ca în răstorn, ia! Ți sunt sus roțile din față! Măr pe aer! Na bun, până amu nu s-o rupt țăpușa, nu vă țin acitat video să vă arăt cum i-am aranjat, că voi arăta în video viitor ce frumos stăți aranjați și acoperiți cu prelată. Ia avem acolo un ștraf de fân, de ghizdei adus de acolo cu tractorul, l-am pus tot pe căruță. Și începem să ne obișnuim cu tractorașul. Trebuie să-i lucru un pic la frâne, să-i mai reglez, să margă frânele mai bine. Că frâna nu ține foarte bine. Dar în rest văd că e foarte bună maneta de reductor, pentru că merge foarte încet tractorul și am timp să virez și am timp să mă descurc cu el, pentru că
spre o deosebire de mașină, tractorul virează mult mai pe larg. Da. Ăsta e video de astăzi, dragilor, vă mulțumesc dacă v-ați uitat până la final. Ne ajutați tare mult dacă contribuiți acolo cu un comentariu, foarte important să dați câte un like, că văd că sunt câțiva care se uită numai așa să bagi de vine să nu dea like, să dea dislike. Sau cum zice la butonul ăla în română. Sunt oameni care în loc să dea butonul ăsta, dau butonul ăla, așa că asigurați-vă cei care ne urmăriți în fiecare video și în fiecare zi să dați like la fiecare video. Vă mulțumim pentru ajutorul vostru, pentru susținere. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Trebuie să mă duc să-mi iau șlapii, că nu prea pot pune frână cu picioarele goale. Da, bun, asta e o tavă. De anul trecut. Da. Da. Hai de mărțâncă asta. Da.